Bun găsit, stimați telespectatori! Suntem la emisiunea Panoramic. Sunt foarte multe subiecte interesante, aș putea spune, în această săptămână. Cumva poate sunt contrazis de ideea lansată în urmă cu mai multe emisiuni, aceea că pe sfârșit de iulie și prima parte a lunii august lumea se află în vacanță, adică lumea care contează și aici mă refer la oficialități. Uh, am aflat deja că Florin Cârciumaru și Ion Călinoiu își vor petrece pentru a 15-a oară concediu la Mamaia uneva la începutul lunii august, apropo de presa locală, și am aflat, cel puțin la nivel teoretic, că uh, premierul Ciolo și miniștrii săi nu vor lua concediu, ei sunt într-un concediu permanent, după cum s-a putut vedea, cu excepția premierului, iar președintele Iohannis a ținut un CSAT tocmai ca să plece și domnia sa în, în concidiu bine meritat. Deci, contrazis și nu prea, dar vreau să vă spun pentru că sunt foarte multe evenimente, ceea ce arată o vară foarte fierbinte și să știți că evenimentele nu sunt cum și le programează unii și mă gândesc aici la valul de atentate care în momentul de față afectează Europa, Franța, vreau să vă spun că de la evenimentele de la Nisa și până la ce s-a întâmplat astăzi când a existat un atentat cu cuțite, un preot decapitat, au intervenit forțele de ordine, cei doi i-au murit. Vreau să vă spun că Franța mi se pare cel mai nesigur pământ european la acest moment și încet, încet, cred că se duce și spre Germania, au fost ani când au fost probleme în Spania, în Marea Britanie. Încep să crez că tot mai bine este în România, pentru că practic aici avem o anumită oază de stabilitate și aici trebuie să remarcăm faptul că sunt specialiștii care, din domeniul serviciilor de data aceasta, care reușesc să țină țara în ordine, dar cred că meritul cel mai mare este că România nu atrage atenție, adică zona arabă, ISIS-ul nu prea interesează ei să facă atentate în România, oricum nu n-ar conta prea mult în economia globală, deci a evenimentelor. Una e să faci un atentat în Franța și să vorbească toată presa, Oland să se dea de ceasul morții, Merkel să intre în trepidații, și alta, dacă s-ar întâmpla în România, nu cred că ar conta prea mult din nefericire pentru marile cancelarii vestice dacă mor acolo niște români, indiferent de cât, de mulți, cât de mulți ar fi. Spuneam de valul de atentate care este la acest moment în, în Europa. Nu cred că se va sfârși foarte curând. Din cel puțin două motive. Constatăm că, numai că nu se recunoaște o greșeală a politicii externe făcută de Uniunea Europeană versus Statele Unite în zona arabă, dar pentru că, atenție, cine a făcut ISIS-ul? Să nu mai vorbim acum că Osama Bin Laden al-Qaeda e creată de americani. Știți foarte bine povestea, acei mujahedini din, din anii 80 care erau un armaz de americani care să rupte împotriva rușilor s-au întors după, după, anii 90, rămâși fără finanțare, s-au întors împotriva americanilor. Așa am avut Al-Qaeda și valul acela de atentate. A, o nouă intervenție în Irak și dispariția lui Saddam Hussein a permis apariția ISIS-ului, care une funcționează? În Siria, în Irak, zona aceea, din vina cui? Din și vină a politicii uh, americane, în special, dar la care s-a racordat cumva politica externă a Uniunii Europene. Problema care se pune este că, deși vedem că acest val de atentate, și e normal că acest val de atentate să nu schimbe în mare parte politica externă, ar trebui să ne dea cumva să vedem și alte lucruri. Adică, nu poți să aplici democrația din Marea Britanie. Nici în Turcia, unde cât de cât, să zicem că mai au o șansă, cu atât mai puțin în Siria, Irak și în toate celelalte țări. Dacă nu înțelegem aceste lucruri, vom fi condamnați la un val nesfârșit de atentate. Uh, arabii au văzut că se poate și deja nu, nu mai au niciun fel de oprediște. Uh, efectiv să distrează. Cu serviciile secrete din țările Europei de vest și chiar din Statele Unite. A, de ce americanii nu sunt încă vizați după 11, după 11 septembrie 2001, nu mai sunt vizați de atentate foarte mari? Eu cred că la acest moment nu sunt o miză, mai ales că ei se omoară între ei. Ați văzut, americanii au, putem să punem la 3 luni la 3 luni, au cât un atentat de ăsta în care un nebun american omoară alții alți concetățeni. Deci au atentate teroriste fără să fie numite așa. Germanii pe partea cealaltă, dacă ați observat, au făcut eforturi supraomeniști în ultimile zile să ne demonstreze că nu sunt atacuri teroriste. Dar faptul a fost unul, n-a fost, a fost al doilea, n-a fost al treilea, au trebuit să recunoască și până la urmă, iată că deocamdată par să se fie oprit. Belgia. Este la fel, știți ce s-a întâmplat acolo, așa că cred că valul acesta de evenimente s-ar putea să se extindă. Problema noastră a românilor este ce facem noi. Și vă spun de ce. Avem, ba, avem baze americane, suntem racordați la această politică pe care, atenție, cred că deși este corectă din punct de vedere democratic, nu ține cont de realitățile din zona respectivă. Pentru că americanii, hai să o spunem lucrurilor și nu -o, o să vedeți asta la un buletin de știri, la, la anumite televiziuni sau în anumite buletine oficiale, comunicate oficiale, nu, nu au treabă cu democrația. Aia o falsă problemă. În zona arabă, petrolul contează foarte mult și ăla e democratic care ține cu americanii și ăla este dictator care nu ține cu americanii, asta e clar. Dar a doua problemă nu se ține con neapărat de democrație, că l-acuzăm și l-am acuzat pe Saddam Hussein că era un dictator sau pe alții, iată primăvara arabă și eșecul ei. Avem, e mai rău în Egipt decât era cu Mubarak, e mai rău în Irak decât era cu Saddam Hussein, în Siria nu mai vorbesc că s-a încercat, singurul scop a fost să, să dăm cu președintele Assad jos. Norocul a fost acum, sau nenorocul, nu, pot să, nu putem să ne realizăm ce s-a întâmplat, că nu a căzut acest președinte pentru că are un sprijin popular fantastic, chiar dacă acolo s-au creat alte două organizații, e vorba de rebelii finanțați direct de americani, și ISIS-ul care, atenție, a fost la baza lui, a stat tot greșelile de politică americană. Bine, americană și vestică. Bun, și noi nu se întâmplă nimic în această direcție. Deci, practic, suntem... Dacă ați auzit, avem același discurs nearticulat la nivelul Uniunii Europene, bălmăjim câte ceva, că drepturile omului, că nu știu ce, și ne centrăm pe, pe zona turcească, pe Erdogan, deși și acolo, nici, că nu spui nici asta până la sfârșit, bun, îl condamnăm pe Erdogan, că dictator, că nu știu ce, că se pare că asta s-a întâmplat în Turcia. Ce nu ni se spune nou este faptul că serviciile secrete americane, occidentale, au mers mână-mână cu complotiștii, s-a încercat o dobărâre a lui Erdogan. Cel care i-a salvat se pare că a fost Putin, care l-a salvat pe Erdogan, cel puțin așa se așa se vorbește la Ankara și la Istanbul, ori în această situație e normal ca acesta să aibă un dinte împotriva Occidentului, mai ales că Turcia stă de ani la poarta Uniunii Europene. Atenție, Turcia a avut o democrație funcțională, că nu era chiar cea de model englezesc, e adevărat, dar nici nu poți să le cer turcilor care au o altă cultură, o altă religie să facă chiar așa apropo în numele democrației. Ce vreau să spun însă? Atenție că suntem pe un butoi de pulbere din alt moment, din alt motiv. Gândiți-vă că în Turcia sunt câteva milioane de refugiați sirieni. Sirieni, irachieni, în fine. Ei, aceștia, o cădere a regimului Erdogan înseamnă că acești cetățeni, că acestor cetățeni se încalcă drepturile în Turcia, să, să spunem. Dar ați văzut că nu vorbim de chestia asta? sirienii, toți ăștia care sunt refugiați în Turcia, li s-a și plătit turcilor să-i țină acolo. Nu s-a mai discutat de drepturile lor, de nimic. Nu. Pur și simplu trebuie să fie ținuți acolo în condiții inumane, dar ținuți în Turcia să nu vină în Europa. Dacă cade Erdogan, ce credeți că urmează? Bun, să zicem că vine un regim democratic. Dar am văzut ce regimuri democratice au venit, vă spuneam, în Egipt, în Irak și în alte țări din, din zona arabă. Ori, în aceste condiții, practic ăștia se vor, vor veni în Europa. Nu vor avea treabă nici germanii, nici francezii, nici ăsta o să ne bage pe gât în țările din Est, inclusiv în România. Deci, practic, aducem instabilitatea în Europa în continuare. Deci o politică total reșită, care ar trebui curmată cumva, dar asta dacă am avea... Să spunem așa, știți cum e. Politică externă nu avem la nivelul Uniunii Europene, dar nu avem nici la nivelul Uni României. Ați mai auzit de ministrul nostru de externe? Sau de marile gesturi ale, de, ale României pe politică externă? Deci, într-un an jumate, doi, de când e președinte Iohannis, practic n-am avut niciun fel de, de act de politică externă. Ba din contră, ne-am făcut de râs în zona Mării Negre cu acea flotă care vroiam să o facem și care bulgarii ne-au spus, ne-au lăsat să vorbim singuri. Iar NATO, apropo că am cerut-o la NATO să avem o flotă pentru siguranță în Marea Neagră, iar NATO ne-a lăsat să vorbim singuri. Dar atenție, președintele Iohannis, diplomația românească a vorbit de marile succese. Ba și o tembeliziu, tembeliziune... Uh, națională, finanțată de, apropo, finanțată cu fonduri extrem de mari din împrumuturi foarte mari, nu știu dacă sunt și plățile la stat, ar fi interesant de văzut acest lucru, n-am să o numesc, dar în fine, ne-au ne anunțat marele succes diplomatic. Care o fi fost succesul, nimeni nu știe, dar mai contează. România a ajuns, mergem în virtutea inerției, nu știm de unde venim, unde ne îndreptăm, ci repetăm niște fraze goale, lipsite de conținut, mă refer la politicienii tehnocrați, care n-au nicio treabă cu ce fac în domeniul respectiv. Practic, avem la acest moment, sau vom avea, ar fi de văzut, o rivalitate și, de fapt, o plecare din guvern a ministrului Tobă. Pentru că Mircea Dumitru, nou, ministru al educației, nu cred că va pleca. Știți că el a spus că dacă se descopere că Tobă a plagiat, el pleacă. Bun, văd că detestă lui Chiove și nu îndănește nimeni să vorbească. S-a demonstrat, puteți vedea pe net, grupul pentru uh, investigații politice a prezentat, e un plagiat cât Casa de Mare, dar curios nu se întâmplă nimic în cazul ăsta. Singurii care sunt luați pentru plagiat sunt dintr-o anumită tabără politică și culmea s-au remarcat pentru faptul că, să spunem așa, nu sunt din aceeași tabără politică nici cu președintele, nici cu partidul de guvernământ. O să mă întrebați care e partid de guvernământ. Știți dumneavoastră. Bun. Singurul care cade pare să fie tobă la acest moment, care este, el cred că este tehnocrat, nu poți să-l acuzi, care avea o anumită culoare politică. De bine, de rău, totuși, Meiu s-a cam ferit de mari scandaluri în această perioadă cât a condus Tobă. Dar poate avem nevoie de anumite conflicte sau poate că Tobă nu răspunde la anumite ordine. Pentru că sunt foarte multe alte uh, plagiate în... Uh, România mă refer la nivelul unor oficialități publice, dar e o doamnă care tot scrie pe net uh, Emilia Șercan sau ceva de genul ăsta care nu vede decât ea. Ăsta e la PSD? A, sau în Alianța Alde? Da, trebuie să trebuie să vedem dacă a plagiat. Dacă e la PNL, mai ales Vechiul PDL, nu se întâmplă nimic. Dar am remarcat nu pentru altceva, dar ca, dacă vrem să curățim ceva ca și în justiție, trebuie să o facem cu toți. Vrem o altă clasă politică? De acord. Dar dacă vreau să le limin cu orice preț pe Ponta, de exemplu, sau pe Oprea, nu văd cum l-aș păstra pe Vasile Blaga sau pe Alina Gorghiu. Sunt din același... Din același să zicem, popor politic care ne-a guvernat atâția ani. Dar probabil nu se va întâmpla nimic, ca care trebuie să cadă o parte, alții se păstrează în continuare. Cel mai interesant rămâne în continuare președintele Băsescu, care după ce ani de zile a încurajat diverse lucruri, acum practic nu-l mai înțelegi, se contrazice total cu ce a făcut 10 ani. Când a avut dreptate Băsescu, rămâne să stabiliți dumneavoastră. Dar, Uh, haideți să o luăm pe evenimente, cu, cum spuneam. să România este la, la răscruce între două mari probleme. Pe de o parte, suntem, cum spuneam, la marginea zonei conflictuale a, uh, între teroriști și lumea democratică. Pe de altă parte, România plătește oalele sparte, și în domeniul economic. De ce vă spun acest lucru? Foarte simplu. Faptul că nu reușim să accesăm fonduri europene, care ar fi singurul avantaj că suntem Uniunea Europeană, și avantajul de securitate, dar știți cum e. Apropo de avantajul de securitate, dacă nimeni nu ți amenință securitatea, nu văd unei avantajul, să zicem așa. A că te ba și tu în seamă, e altă treabă. Dacă alții nu te bagă pe tine, nu, nu contează foarte mult. Dar e bine să fim noi aia care să nu fim luați în seamă, dar să rămânem pe picioarele noastre. Uh, problema de care vorbeam de zona teroristă, însă e una foarte mare și din nefericire s-ar putea ca în viitor să ne afecteze. E adevărat, președintele Iohannis a anunțat astăzi că nu există un risc terorist asupra României, mergem pe albastru precaut. E normal să fie așa, dar tare mi-e frică că cu ce trece timpul, vom intra și noi în epicentrul războiului. Acel război care nu e cum a fost, să nu înțeleagă telespectatorii că vor fi, va fi războiul clasic. Nu, este un război asimetric între teroriști și lumea democratică, dar care, cum spuneam, nu știu dacă este neapărat al nostru, pentru că noi riscăm să plătim doar oarele sparte, deci nu avem avantajele din lumea democratică. Dovada cea mai bună e că sunt normative europene care în România nu se respectă, dar în schimb avem toate obligațiile și suportăm toate consecințele. Ar cam trebui să fim mai echilibrați din acest punct de vedere și să spunem așa, bă frate, trage o linie. Ce avantaje avem, ce dezavantaje. Cum putem maximiza avantajele, cum putem reduce dezavantajele că suntem în această alianță militară NATO și în Uniunea Europeană. Alții o fac, alții fac gălăgie, alții obțin avantaje, gen Polonia, gen Ungaria. Noi ne-am văzut să zicem, am înțeles să trăiți iezmeni yes și dovadă că nimeni nu ne ia în seamă. Iar dacă um, vechea conducere politică a României, să știți că pe vre la vremea. 2004, nu știu președintele Iliescu că am fost puțin mai atent la el, mai, mai puțin atent la el, dar cu siguranță premierul Năstase, chiar dacă nu era în țară membră UE, era mult mai bine văzut în Europa, avea mult mai multe intrări decât în prezent unii politicieni. În momentul de față, premierul Cioloș are o anumită ieșire externă, iar președintele Iohannis este e, cumva perceput e, ca un președinte dintr-o țară, dintr-o republică parlamentară. E, în sensul că în unele țări, gen Germania și celelalte președinte ale unor decorativ. Din păcate, președintele Iohannis pare să se îndrepte spre asta, cel puțin la percepția la, nivelul, la nivel european. E, haideți să facem o tură, dacă am plecat din Europa și ce se întâmplă Atât în Europa de vest, cât și în Turcia. Haideți să facem o escală prin țară, pentru că astăzi Gorju a jucat un rol foarte important. La Tismana, după patru ani de lucrări, s-a inaugurat un muzeu de către Banca Națională, un muzeu chiar în preajma mănăstirii, dedicat locului unde a fost depozitat pentru mai mulți ani Tezaurul României în anii celui de-al doilea război mondial. O poveste foarte interesantă, exploatată foarte mult în ultimii 50 de ani, că ar fi dispărut niște aur, că l-ar fi luat rușii și toate celelalte. A fost și o parte a tezaurului polonez la Tismana. Informații foarte interesante. A fost astăzi și un simpozion, iar la a venit la Gorj din nou, după ce a mai fost să vadă lucrările muzeului, Mugur cu guvernatorul BNR, cel care se află și el în ultimile luni sub un asediu concertat anumitor forțe care îl doresc plecat de la Banca Națională cu orice risc. O fi bine, o fi rău, dar nu despre asta vreau să vorbesc astăzi și chiar despre, despre vizita sa astăzi la Tizmana. Guvernatorul Băncii Naționale a României, Muguri Sărescu, a primit astăzi din partea Mitropolitului Olteniei Irineu, ordinul Sfântul Nicodim clasa I, pentru contribuția adusă la dezvoltarea muzeului Tezaului BNR de la mănăstirea Tismana. E interesant n-au săm de acest uh, ordin, dar este unul foarte bănesc, este unul foarte important. Uh, cităm cu acest în din comunicatul dat de autorități, Sfânta Mănăstire Tizmana, locul de început, de legare a datinilor și tradițiilor noastre ortodoxe. Cu Sfântul Nicodim avem pagini de istorie din care aflăm cum românul a știut să trăiască pe aceste meleaguri. Tezaurul nostru românesc este cel mai deprez lucru pe care îl are cineva, un popor. Ne este drag vieții noastre. Prin tezaur o țară are posibilitatea să se dezvolte economic și să -și crească în pace și liniște copiii. Tezaurul de la Tizmana este al nostru. Nu este vorba numai despre aur masiv, ci și de alte obiecte scumpe ale țării noastre. Aici, sub peștera Sfântului Nicodim, și-a aflat adăpostul această comoare. Ca urmare a contribuției și implicării domnului guvernator al Băncii Naționale în dezvoltarea muzeului tezaului din peștera aflată sub mănăstirea Tizmana, Mitropolia Oltenia a hotărât acordarea domniei sale, au, e cam ciudată exprimarea, în fine, a hotărât acordarea domniei sale a Ordinului Sfântului Nicodim clasa 1. A afirmat Mitropolitul Oltenii, cum spuneam la deschiderea simpozionului Odiseea Aurului Beneret, Tismana 1944-1947, organizat azi la Tismana. Guvernatorul Muguri Sărescu, alături de Mitropolitul Oltenii Irineu, s-au aflat, cum spuneam, la inaugurarea Muzeului Tezaului BNR de la Mănăstirea Tismana, o investiție de aproape 2 milioane de lei, demarată cu mai bine de 3 ani în urmă. Vă spun eu, în 2012 a început, s-a aflat despre el. Sunt cumva autorul unei emisiuni împreună cu domnul Gelu Birău, directorul BNR Gorj. Am făcut o emisiune de televiziune acolo, în, în peștera. Probabil a fost ultima înregistrare cu Peștera de, înainte de a suferi modificările de astăzi care s-au făcut în ultimii ani pentru muzeu. Spun, apropo de ce, ce s-a aflat astăzi, lucrările propriu-zise, deci lucrările de amploare au început în octombrie 2013, însă au fost întârziate cu 2 ani din, din cauza problemelor cauzate de infiltrațiile cu apă provenite de la pârâul care curgea la intrarea în mănăstirea Tizmană. Ca atare, ulterior s-a luat decizia de a devia cursul apei, iar lucrările derulate în acest sens au fost destul de complicate. Muzeul este dotat cu obiecte specifice din perioada 1944-1947. Peștera de lângă Mănăstirea Tismana a dăpostit în acea perioadă peste 200 de tone de aur. Tezaurul fiind ascuns de teamă ca piesele de o valoare inestimabilă să nu ajungă în posesia rușilor. În data de 25 ianuarie 2007, conducerea BNR i-a decizia de a amenaja în peștera de la Mănăstirea Tismana un muzeu al tezaului Băncii Naționale. Inițiativa Băncii Naționale a avut susținerea lui Rineu Ion Popa, arhipescop al Craiovei și mitropolit al Oltenii, precum și a Sfântului Așezământ Monahal de la Tismana. Prin intermediul unei convenții civile, parafată în anul 2009, Mitropolia Olteniei a pus la dispoziția BNR în mod gratuit terenul aferent construirea accesului în peșteră și peștera propriu-zisă. Da, apropo de lucrări, cum spuneam, ele au fost terminate. Acest muzeu va deveni vizitabil. Va fi o atracție pe lângă mănăstirea Tismana. E cea mai interesantă poveste care s-a spus acolo. Deși Cred că cei de la Tismana ar trebui să mai aibă în vedere ceva. Sunt foarte multe evenimente care au trecut, în care mănăstirea, lăcașul de cult de la Tismana, a fost parte, a fost martor. Cred că la Tismana s-ar impune acel muzeu al mănăstirii care există, dar este nesemnificativ până la urmă, deși are piese valoroase, să se facă într-o manieră modernă, să fie distinct, poate amenajat undeva tot în curtea mănăstirii, în exteriorul lui monahal propriu zis, ar putea să aducă și venitul mănăstirii dacă va fi vizitat, mă gândesc cu contra unei, unei intrări, dar în același timp ar avea și rolul de a pune istoria la punct. Să știți că Tismana a fost chiar capitala țării românești pentru scurte perioade de timp. Importante aceste lucruri, plus de Sfântul Nicodim se pot spune foarte multe, sunt cunoscute anumite lucruri, ar putea fi cercetate altele. Cu siguranță, spun, ar fi o atracție. Partea cu muzeul BNR e o mică părticică din istoria tizmanii a celor întâmplate acolo. Cred că ar trebui să ne valorificăm, e spectaculoasă acest lucru, pentru turistul străin înseamnă foarte mult, apropo de traducerea și în limba engleză, deci cred că ar putea să fie, ar putea să fie valorificată această, această idee dacă se dorește cu adevărat să facem, să facem turism important la, la Gorș și la Tismana în special. E, mergem mai departe apropo de subiectele de care vă spuneam. Și unul dintre ele se referă la o propunere șocantă doar în primă fază, a președintelui Senatului Călim Popescu Tăricianu, care astăzi, după o ședință a partidului pe care îl conduce, uh, ALDE, a cerut oficial alegere anticipată. Uh, de fapt, uh, ce spune domnia sa și o să reproduc acest lucru, pentru că e un subiect care vă interesează cu siguranță. Se pune sub uh, semnul întrebării sau nu, se discută acum datele la care vor fi alegerile parlamentare din toamnă. Cităm. Am primit un material de la guvern prin care ni se propun două date pentru alegerile parlamentare: 4 decembrie și 11 decembrie. Din punctul nostru de vedere, ambele variante sunt proaste. Pe 4 există riscul, având în vedere că pe 1 decembrie avem ziua națională. Pe 6 decembrie, o sărbătoare mare a creștinilor ortodox, există riscul să avem o participare redusă la vot. Dar poate de aia i-ai pusă 4, nu? Pe 11 decembrie există riscul să avem, nu știu, vreme dificilă, să avem zăpezi și atunci să nu avem participare masivă la vot. Din acest punct de vedere, concluzia la care am ajuns astăzi în Comisia de Fuziune este aceea că cea mai bună soluție trebuie să fie identificată cu... Cu ceva timp în urmă, să încercăm să avem alegeri în condiții decente în octombrie-noiembrie, astfel încât participarea să fie cât mai numeroasă. Astăzi ne aflăm într-o imposibilitate. Singura soluție pe care am identificat-o este aceea de a ajunge la un acord între toate partidele politice să organizăm alegeri anticipate. Este singura soluție ca toți membrii Parlamentului să-și dea demisia și să avem alegeri în luna octombrie sau noiembrie cred că ar fi un lucru util și parlamentarii alte sunt gata să facă acest lucru. Pentru că în felul acesta am putea să stopăm și măsurile economice pe care le aplică acest guvern și care, din păcate, nu conduc la progres. Asta a spus Daniel Constantin astăzi cu co președintele ALDE. Foarte, foarte interesant ce spune Tăricianu și cred că are și Tăricianu și Constantin cred că au și dreptate. Decembrie, între Sfântul Nicolae și Crăciun, greu de făcut alege sau în orice caz nu au atât de mare importanță. Pe de altă parte, pe 4 după ziua liberă de 1 decembrie, care de data aceasta este în mijlocul săptămânii, iar riscăm să nu avem să n -avem o participare foarte bună. E, cum facem ca să avem alegeri în noiembrie sau în octombrie? Greu de făcut pentru că, haideți să vă spunem, din Parlamentul ăsta mare al României, 500 și ceva de oameni, vreo cel puțin 200 dacă nu mai bine, nu se vor mai regăsi în noul legislativ. Și atunci, ăștia vor trage de fiecare zi să rămână în Parlament. Adică, mai degrabă ar aproba să avem alegerile în ianuarie-februarie decât să coboare, să renunțe, să zicem, la o lună din mandat și să avem alegerile măcar pe sfârșit de noiembrie. Pe de altă parte, cine organizează alegerile, și avem aici guvernul tehnocrat, are aceeași tenie de dar se duce cu ele cât mai târziu pentru a-și lungi mandatul. Până la urmă, dacă am avut un mandat de un an care a început în noiembrie, de fapt în prima parte a lunii noiembrie, logica ar fi ca mandatul să se termine tot acolo. Noi nu vorbim însă de mandatul guvernului tenorocratic și de cum au fost alegerile și așa legislativ vorbind, guvernul nu are dreptate. Deci nu se prea pot face decât dacă se renunță la o lună din mandat și vă spuneam că alea este prea grea. Pe de altă parte, dacă ar fi să privim vremea de a fost în ultimii ani, decembrie nu prea mai e o lună de iarnă clasică, nu prea avem zăpadă, nu prea avem intemperii. Sau poate tocmai anul acesta vom avea, că n-a mai fost de câțiva ani. E de discutat, însă alegeri în decembrie nu mi se pare o idee bună, chiar dacă am mai avut. Asta nu înseamnă că a fost bine. Cred că ar trebui clasa politică, ca să arate responsabilitate, tot am vorbit noi că nu ne cam confruntăm cu această idee, că nu se arată această responsabilitate, asta ar trebui să facă. Adică, să renunțe o lună la mandat, să ne arate, uite domnule, pentru ca românii să participe în număr mare la vot, am venit să facem, adică am renunțat noi la mandat ca să facem asta. Când s o întâmplat asta în România, România va mai avea o șansă. Din păcate, pot să dau scris de acum că nu se va întâmpla acest lucru și că politicienii români, nici măcar ai, ai de la ALDE, nu vor renunța la mandate. Vă spuneam, e, întâi e vorba de ea care sunt sigur că nu vor mai fi și mai sunt și alții care nu dau vrabia din mână pe pecioara de pe gard cum s-ar spune chiar și pentru o lună. Dar avem oameni politici de prioritate să facă apel președintele să putem organiza alegerile măcar în noiembrie. Al doilea om în stat a făcut acest apel. Hai să se realieze și președintele să-l vedem și pe, cam, și pe cel de la Camera Deputaților care Florin Iordache cred că este interimar Poate să asociază și premierul Cioloș și avem, mai ales că se, ve, se vehiculează că alegerile sunt degeaba, că tot Cioloș rămâne premier. Așa că dacă el va fi reales cu o lună mai devreme, ar fi tot interesul la Cioloș ca să facă acest lucru. Din păcate, vă spuneam, șansele sunt foarte mici și probabil vom merge la vot pe 11 decembrie. Dacă că nu cred eu că se va risca cineva să mergem chiar pe 18 decembrie, înainte de Crăciun. Sau mai știi. Uh, apropo de acest subiect al alegerilor, să știți că el este din ce în ce mai încurcat și vă spun de ce. Uh, pe lângă faptul că asupra României au tot existat suspiciuni cel puțin la nivelul 2009 și 2014, sunt uh, suspiciuni. La numărarea voturilor, sau în orice caz, există probleme apropo de votul din diaspora și toate celelalte. Uh, nici anul acesta nu vom fi nu suntem lipsiți de surprize de acest gen. Apare un scandal, uh, e adevărat, exploatat foarte bine de Victor Ponta și de de Victor Ponta, pentru că PSD-ul reacționează foarte greu. Ponta face, o face foarte bine pe Facebook. În ce sens? Știți scandalul din 2014 care l-a făcut pe președinte, pe Iohannis președinte, faptul că diaspora noastră a fost nemulțumită că n-a putut să voteze într-un număr foarte mare. S-a făcut o lege specială pentru diaspora ca să voteze, aveți și votul prin corespondență, unde întâmplător nu s-au înscris prea mulți. Dar noi la București facem un scandal monstru, că diaspora, că nu știu ce, mai ales PNL-ul. Faza e că, indiferent câți alegători vom avea în diaspora, putem să voteze 3 milioane, că sunt plecați la muncă aproximativ. Toți 3 milioane, dacă votează, votează tot doi senatori și patru deputați. Bun. Deci, indiferent că votează cinci oameni, indiferent că votează 3 milioane, avem același număr, da? Doi senatori, patru deputați. Și atunci unde deci e miza? De ce atâta scandal? E firesc să te întreb dacă nu există un gând ascuns. Că știți, în România contează foarte mult cine numără voturile. Vreau să vă spun că sunt lideri liberali care au făcut prostia atunci când pica ponta să-și exprimă bucuria nu, nu pentru faptul că a venit Cioloș sau Guvernul tehnocrat, ci pentru faptul că Guvernul PSD nu o să organizeze alegerile. Adică ce-a vrut să spună sau ce vor ei să spună sau de ce a fost o miză atât de importantă an de-a rândul și mă gândesc la scandalul din 2008, de fapt din, 2000, din 2009 înainte de prezidențiale, cine organizează alegerile? Ca atenție, cine a organizat alegerile am avut evenimentele din 2009. Mai țineți minte cum râdea Traian Băsescu de noi, v-am ciurui, da? Mai ține minte și ce a fost în 2012. Dar, la fel de adevărat este că în 2014 a fost altă guvernare și a câștigat președintele Iohannis, încurcate scăile electorale românești. De ce vă spun însă acest lucru, și asta e foarte important, a să ne dea de gândit la toți, faptul că politicienii, indiferent de ce culoare sunt, se bucură să organizeze ei alegerile, înseamnă că au un gând sau au o posibilitate să influențeze scorul electoral. Pe vremuri se spunea un mare lider politic, spunea că, că cităm, contează cine numără voturile. Și am avut în 46 un exemplu de asta în istoria României, de un exemplu de tristă amintire și altădată. Așa că miza cea mai importantă la acest moment cred eu, este pe lângă faptul că acea dată, poate fi în decembrie sau mai devreme, sau mai târziu, cine organizează alegerile. Și se va atrage, deci va fi forțare, de fapt proiectul în această vară acesta a fost, dezmembrarea unei PR, dizolvarea unei PR a avut ca scop ca acești parlamentari să fie regimentați PNL pentru a produce un nou guvern care să organizeze alegerile. Acest proiect n-a reușit pentru că PSD-ul s-a trezit din punct și a reușit să ia o parte din uneperiști, periști, să ia pe listele proprii, dar a marcat, și aici este din nou o lovitură de maestru a lui Traian Băsescu, Traian, Traian Băsescu a devenit din nou a treia forță, deci conduce a treia forță politică din România depinde cu ce rezultate. Adică Traian Băsescu deja acum poate să facă jocuri deși nu are parlamentarii suficienți, dar împreună cu PNL să facă anumite jocuri conjuncturale cu dmr cu minoritățile și să avem o altă majoritate parlamentară și de aici lucrurile pot să evolueze într-o anumită direcție. Dar om trăi și om vedea cum se spune ce o să se întâmple. În următoarele săptămâni, de fapt, după 1 septembrie. Ca atenție, avem altă problemă. Știți cum urla uh, o anumită parte a presei și unii politicieni au leu ce facem cu guvernul tehnocrat care nu are dreptul să dea ordonanțe și era pregătit și. Vreau să vă spun că nu s-a întâmplat nimic. Deja, iată, trece luna iulie și guvernul n-a emis nimic. Ba, din contră. Vom avea și o lună august, nu s-a făcut nici rectificarea. Asta ar fi fost, putea să fie făcută o sesiune specială ca să discute asta. Nu s-a întâmplat nimic, deci până la 15 august vă dau eu scris că nu se întâmplă nimic. Așa că de ce trebuia să aibă guvernul nu știu ce libertăți? Mai ales un guvern tehnocrat care n-a fost votat de nimeni, mă refer de cetățeni, nu de parlamentari, că parlamentarii votează într-un fel sau altul, adică votează dictează conștiința sau alte interese. Și la asta, la aceste alte, alte interese pot intra inclusiv organele judecătorești, procurori și toate celelalte. Știți la ce ne referim? Nu trebuie să, să mai revenim asupra acestei. Uh, revenim. Acum, apropo de această evoluție politică, tot astăzi Tăricianu vorbea de faptul că se ia în calcul din nou, la începutul toamnei, o moțiune de cenzură. Exact ce vă spuneam. E o miză foarte importantă cine organizează alegerile. Că vreau să vă spun că nu cred că mai poate face un guvern altceva decât asta până la alegeri. Deci, ori alegere anticipate, ori lo uh, moțiune de cenzură. Interesantă, interesantă situație, cel puțin din această, din această direcție. Uh, apropo de evenimentele importante până la urmă, dar care atenție! parcă nici televiziunile nu mai sunt atât de convinse, televiziunile centrale, avem avem în momentul de față cinci televiziuni de știri, lângă ele va mai veni tvr 2 care de la 1 septembrie trece pe o de știri, doar de știri, vom avea, vom fi foarte bine informați, am putea spune chiar și cu ghilimele de rigoare, având în vedere că posturile respective au probleme de insolvență unele, de apartenență la structuri ale statului, altele și bineînțeles de, la de proprie, uh, proprietatea unor moguli altele. Așa că pe care să-i crezi? Dar în fine asta e altă treabă. Uh, mi s-a părut uh, o chestie interesantă faptul că uh, Mihaiță Calimente un uh, parlamentar de arat, cred că este mai ciudățel așa el, deși parlamentar de vreo 20 de ani. Uh, un personaj, în fine, nu, nu trece sticla și în general n-a avut uh, nu știu ce contribuții foarte mari. Este într-adevăr șef de comisie, SIE, cred. Uh, e aici ca Calimente, care uh, n-a prea N-am n, -am, n -am ghițit broscoiul pe de pedelist în PNL și zilele acestea a făcut trecerea de la PNL la ALDE. El a lansat astăzi, sau zilele acestea, nu știu exact, citesc după PS News, deputatul Mihaiță Calimente a lansat o previziune sumbră în ceea ce privește omul care ar putea deveni președintele Partidului Național Liberal parlamentarul, președintele Comisiei Comune de Control a cum vă spuneam, a declarat în mars, după amiază la antena 3 că un posibil pretendent pentru președinția PNL ar putea fi primarul municipiului Ara, fostul pedelist Gheorghe Falcă, fiindu ex-președintelui României Traian Băsescu. Interesantă ideea, S-a mai vehiculat, Falcă a tot vrut să plece de la Arad, n-a putut, a avut și niște dosare care s-au rezolvat foarte simplu, deși se pare că erau motive suficiente să nu se rezolve așa cu nicio consecință pentru, pentru primarul de Arad, dar știți cum e, să ne uităm de unde provine el ce are în suflet domnul Falcă și așa trece prin justiție. Asta e în România, poate se vor mai schimba lucrurile în, în viitor. Dar privind aceste lucruri, ce ar fi să-l vedeți pe Falcă președinte la PNL? Bine, nici cu gorghiuri și cu blaga nu mi-e rușine, dar parcă să vină Falcă de la Arad ar fi din lac în puț. Da? Dar cine știe? Uh, sunt, sunt și alte evenimente importante, mi-am propus să le abordez astăzi, e timpul acordat emisiunii însă nu mai este atât de, de mult ca să abordez toate, toate aceste subiecte care mi le, să spunem așa, am vrut să vi le aduc în atenție astă seară, mai ales că cu această emisiune o să vă întâlniți e, o să vă întâlniți abia abia peste vreo două săptămâni. Deci mă refer într-o formulă nouă. O să, vă întâlnim, ne, -o să ne întâlnim pe parcurs, dar cu alte emisiuni. Uh, islamiștii l-au forțat pe preotul de 86 de ani să îngenuncheze în a-i tăia gâtul și au filmat întreaga scenă, spune o martoră despre asasinatul din Franța. E de rău. Și e de rău pentru că, iată, într-o țară care părea atât de liniștită, lucrurile se precipită de atât de mult. Aș fi vrut să vorbesc astăzi, dar cu siguranță o să o facem după vacanță. S-au dublat amenziile pentru cei care se abadă la norme în construcții. Constructorii, proiectanții, investitorii, proprietarii, administratorii, o să aibă multe de suferit dacă nu respectă legea. N-ar fi rău să fie așa, n-ar fi rău pentru că în gorși și în țară, se construiește într-o veselie fără autorizație, fără acte în regulă, nerespectând nimic, riscând orice. Deci este destul de... Poate că legiuitorul a realizat că e o problemă mare în această direcție și poate încercăm să se încearcă să facă... Este o lege apărută e obligator de de șantier. O să revenim, cum spuneam, acest, asupra acestui subiect, mai ales că e de interes și pentru, și pentru gorjeni. Cum spuneam, suntem la finalul unui sezon de primăvară-vară. Vine un sezon de toamnă care va fi plin de evenimente, cu siguranță vom fi și noi aici să le discutăm, să încercăm să vă prezentăm și lucrurile din spatele evenimentului, nu doar ce vedeți ca știre normală. Uh, cu siguranță sunt evenimente care o, o să ne influențeze viața și pentru a termina într-o notă sportivă, Începând de astăzi, pentru că pe CSM pe Iași nu i-am luat în seamă săptămânile trecute, începând de astăzi echipele noastre deputează în preliminariile Champions League sau Europa League. Așa că inclusiv Pandurii joi joacă cu Maccabi Tel Aviv, așa că să le dorim succes și Stelei și Astrei și Pandurilor, să avem și noi echipe în cupele europene, că oricum fotbal și bani nu prea mai avem. Mulțumesc de pentru atenție, la revedere.